Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Hearthstone. Să continuăm. În episodul anterior am încercat să mă ocup de o misiune pe care nu pot face. Nu știu asta când se va termina sau dacă se va termina vreodată. Pentru că am colectat toate cărțile, am jucat cu toți. Nu pot să-mi dau seama. Și că ar trebui să mă duc la fiecare furnizor să iau cărțile. Dar asta ar însemna aproape o veșnicie, adică să mă duc în fiecare orășel, la fiecare trader, la fiecare inkeeper. Cam așa am văzut pe internet, ci că așa ar trebui să fac. Asta o faci pe parcursul jocului de la început, pentru că acum să o iau așa de la cap coada ar dura extrem de mult și am zis că mai bine nu. Lăsăm mai la o parte, pentru că oricum o să fie boring, super boring. Dar în timp ce mergeam eu pe la furnizorii ăștia, am mai dat de niște quest-uri și am dat aici un quest, un mesaj de la un vechi prieten de să găsim o carte cu copertă roșie. Și am mai dat de aici niște chestii, Scavenger Hunt. Bine, partea a treia doar o avem. It's cool. O să mă duc să găsesc și diagramele astea, poate. Și oricum nu mă interesează, dar mă duc să le găsesc ca să nu fie acolo. Chiar nu mă interesează. Am cea mai bună armură din joc, bine, în afară de bus, pentru că nu știu ce am făcut cu buți, deci mă o să-mi fac alții, de nou. Așa că hai să mergem să vedem cu questul ăsta. Care o să ne ocupăm de main quest din nou. Aș vrea să terminăm în 10 episoade DLC-ul 10-15, poate, nu cred că o să ne... Questul secundar în DLC-ul ăsta nu prea avem. Celălalt o să avem foarte mult, pentru că e o lume nouă, o grămadă de contracte și o grămadă de istorie. Acolo chiar avem o grămadă. Deci că e un joc nou, următorul DLC. Mergem într-o zonă nouă, tătuțu. Dar nu una alta, hai să vedem. Ce carte roșie ar trebui să găsim pe aici? Ce, cred că de la ăsta o luăm. Așa-i? Ăsta are carte roșie? N-are nicio carte, mâncați-o și gura ta. Încă dacă era, apărea cu... Ia. Cred că s-a întâmplat ceva, mâncați-o și gura ta. Am uitat cartea, bă. The merry adventures of Muriel, the lovely harlot, adorned with humorous engravings. Ok. I-am citit-o și ce ar trebui să fac acum? Ce ar mai fi? Ar fi mai multe cărți? Genul ăsta? Să înțeleg? Nu știu, hai să mergem până sus să vedem. Da, bă, sunt mai multe cărți, ia uite aici. Treatment of furuncles through cauterization, a study. Okay. Oh, uite, mai e una aici. My manifesto must be it. There's a letter inside. Și mai sunt și altele. Moribundia, the vampire's last likeness. Questul s-a updatat, hai să luăm și pe asta ca să fie acolo. A, am completat și questul. Cu și level 50, super. Dar nu prea am înțeles, am găsit cartea, probabil, da, niște instrucțiuni. Cărțile astea nu trebuia să le ducem cuiva, parcă. Pur și simplu, adică trebuia să găsim... Da, nu am înțeles questul ăsta, ori am fost eu prea dobitor ce l-am înțeles sau nu știu. În fine, am completat questul ăsta și... O să mergem să luăm și treasure-urile astea. Level 17, hai să începem cu ăsta. Să vedem unde trebuie să mergem, tătuțu. N-avem toate informațiile, adică despre sești. Trebuie să mergem și în peștera aia să vedem despre ce este vorba. Să nu uităm. Mergem tot în episodul ăsta, neapărat. Ca să facem toate pregătirile pentru ce va urma. Mamă, și în zona asta vorbesc serios că trebuie să caut eu ca un bou? Ce ca aici? Ar fi. Ai vreun semn pe aici? Scram, before I lose my patience. Filipa. Filipiana. Da, interesant și questul ăsta. Mi-arată că aici, dar nu e aici nimic.
Nici nu știu ce ar trebui să fac, unde ar trebui să caut în zona asta. Imensă. Foarte urât. Ce să zic. Dar mai bine... Yeah. Under Temple Isle. Trebuie să mă duc undeva, trebuie să fie o... în fântână, nița aia, dacă nu mă înșel de sus. Ia stat așa un pic, cred că știu unde trebuie să mă duc. Under, trebuie să mă duc sub, undeva de desubt. Nu știu dacă am venit bine aici. Wow. Ce mișto arată zona asta. Asta e templu. Hai de pana mea, ce quest-uri. Nici nu-ți arată exact unde trebuie să mergi. Honor in the fatherland. Place of power. Should draw from it. Era să cal jos, oricum l-am luat pe ăsta deja, ce să mai e. Gata, știu, prieteni, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc în peștera aia acum, cred că da. Deci aici trebuie să mă duc. Am adus aminte de peștera aia și cred că acolo. Nu știu cum să schimb de la una alta, știam cum, dar uite cum mai merge. Nu mai știu cum. Mare gibelan. Așa, e bine, e bine, e bine, așa. Cred că pe aici trebuie să o luăm. Sau nu? Nu, mai pe jos, mai pe jos, mai pe jos. Nu e bine, nu e bine nici pe aici, pune mâncața și cura ta. Cu drumul lor. Pe aici, cred că. E asta e peștera, deci aici ar trebui să mă duc, da. A, și n-am torță. Ce n-am torță, băi, tată, băi. Bagă un chet. Ce avem aici? Golem. Asta oare merge deschise? Trebuie o cheie. Și unde e cheie? Rodere. O, oh, scrisoare. Da, nu am găsit nimic până acum. Încă o scrisoare. Mai ești o fantomă de aici sau ce naiba?
Iară căcaturi de alea, am înțeles. Aia așa că trebuie să le învârtim pe toate. Cred că cu fața încolo, nu? Mă gândesc eu. Încă o dată. Așa. Și încă o dată. Nice. Și mai fi asta și cu aia de acolo. Bine, mai ai două. Ar fi fain să nu fie corect așa. Ok. S-a deschis una de astea, ia. Drowner. Trebuie să găsim cheia, cred că, da, uite, cheia de la laboratorul ăla, la ușa aia. Că n-am putut să o deschidem atunci. Și să vedem, pare destul de interesant cu diagramele astea. Am ieșit și la suprafața asta, în viața asta. Hai să ne întoarcem și să vedem ce se află dincolo de poartă. Să fie o cameră șmecheră așa, bombardieră. S-a deschis poarta către bugăție, de aici cineva aici, mâncați-a și gura ta. Ua, ce e asta? Medkian. Dă-te mă în pișelău. Te pui cu mine, bombardierule. Ce am așa, o armă, laborator notebook. Hai să citim și asta, să fie citită, bla bla bla. Ok. Felin treasure, mă. 4. Tot nu le-am găsit pe toate. Tot nu le-am găsit pe toate, băi, tată, băi. Flying stag. Acolo probabil o să le găsim pe restul. Mișto laboratorul ăsta, sincer. Deci aici ar trebui să le găsim pe celelalte, să înțeleg. Ok, hai să mergem aici, la hatul ăsta. Și dăm să sacă, na, că viața e grea și amară. Ce să facem? Come on. Let's go. Deci acum am mai trebuit să găsim încă 3 și le avem pe toate. Aș face și setul ăsta, să mai schimbăm și noi vestimația. Noi am fost deja pe această insulică, dar cred că dacă nu e quest-ul, nu ți le dă sau nu știu.
Acum, cred că e de sub sau unde ar putea fi. Nu pot să înțeleg. Nu, ești la suprafață. Am mai ieșit la suprafață, Geralt, nu o să mă enervez deja. Da, cred că asta e chest-ul. Da, e link crossbow. Și bineînțeles, o altă notiță care ne va duce la celelalte probabil. Bineînțeles, ruins, da. Acolo ar trebui să găsim alta. Ce ar trebui să mai găsim? Armele. Cred. Ok, bine că ăsta e aproape. Mamă, m-au prins așa o leane. Am filmat vreo două episoade plus episodul ăla care nu o să-l postez cu... Am filmat o oră cam degeaba. Am încercat să fac questul ăla cu Gwent-ul și m-am plictisit rău. Și când te plictisești, se ia de tot. Sincer. Da. Silver Sword și ar mai trebui să găsim Steel Sword-ul. Bun, și ăsta ar fi ultimul. Unde naiba mă duce? Ce avem aici, bandiți? M-am pișat, eu am timp de voi. Level 7, pe voi vă puneți cu mine. Bombardierilor. Mamă, vrei să vii? Hai, hai. Hai și tu. Ia mă decapitare de aici. Dacă voi vreți, eu vă dau. Nu e problema. Ce unde trebuie să mă duc? Să mă duc jos, oare? Cred că da. Nu, o fi asta? Da. Steel Sword. Și ce mai sunt? Și altele? Oh my, gata. Ah, ăla a fost. Nice. Scavenger și ăsta e altul. Aoleu, partea a treia. Armor upgrade. Unde, ia suntem, unde ne duce? Hai să mergem să facem și pe asta ca să terminăm o dată cu... Bine, probabil o să ne dea alte părți, partea 1, partea 2, partea 3, nici nu știu cum vine setul ăsta. Dar e bine că l-am luat pe ăla de felin, o să-l facem. Poate chiar și în episodul ăsta. Hai, domnule Roci, că trebuie să mergem mai repede. Mamă, câte animale pe aici. De câți munci, mai bine zis. Mă leu viață. Avem aici, elemental, elementalos. Mamă, destul de puternic. Să găsim pe aici ceva, un chest. Cred că l-am și văzut.
Ăsta-i tată, super oferit, armor, gauntlet, trouser și boots. Nice. Astea sunt superioarele, nici nu știu alea ce erau care le-am găsit mai adineauri. Și acum ar trebui să găsim Steel Sword-ul și Silver Sword-ul, să înțeleg aici. Interesant, tătuțu. M-am zis, dacă aș mai juca jocul odată, probabil o să fie și mai shimaker, pentru că nu le-am luat astea așa în ordine. Pentru că am văzut că astea le iei de la furnizori, adică eu am, când am filmat, n-am postat episodul ăla, am zis, cu Gwent-ul. Mers la toți furnizorii și primeam quest-ul de genul ăsta. Cum ar fi astea, două și ăla la altul. Am mai primit un quest pe care l-am făcut tot așa pe off-camera, trebuie să plătesc niște taxe la unul. Da. Cam așa merge treaba cu armurile și cu astea. Trebuie să vorbiți cu toți furnizorii, să intrați în inventar, aveți cărți, aveți chestii, mape și informații despre... Unde ar trebui să mergeți? Bă, na... Hai să luăm și noi sinul ăsta mai întâi, așa. Find a silver sword. E steel sword-ul? Nu e aici? De totu. Nu mai veni și torță, nici nimic. Aoleu. Hai să dau și un meditation. Să fac și eu o lumină, băi, tată, băi. Bine, am venit de aici, am venit, nu? Trebuie în peșteră, nu se află nimic aici. Pe ala acestu. O fi. Nu e nimic aici. Nimic nici aici. Unde ar trebui să mă duc, băi, brudere? Mm-hmm. Hai să mai intrăm o dată. Hai să o luăm în stânga prima și prima dată. Nimic aici. Ok, în stânga nu e. Nici pe aici nu e nimic. Și unde mâncați aș cura ta, că nu văd nimic. Wow. Mișto. Mama, ce prost să era aici un chest. Bun. Am completat și partea asta. Partea 3, partea 1, partea 2, ce nici știu unde sunt. În fine, hai să ne uităm un pic la crafting, să văd o manevră. Crafting. Deci vreau să mă uit. Felin Boots, level 17. Mă temez să craft. Am nevoie de superior. Am și eu superiorul. Am pe naiba să le iei, că nu l-am. Wolf. M-am zis, dar seama că nu e de început, e super nașpa după aia. Ba da, uite că am superior. Trebuie să fac toate alea, mamă, frate. Hai să mergem, nu știu, la un smith. Să vedem dacă putem să le facem. Pe toate. Deși mă îndoiesc că va merge. Sper să arate bine măcar setul ăsta, dacă nu mă pișc pe el. Oricum nu e bun decât al nostru. Mamă, cum se vede cu chetul ăsta. Groasnic. Bun, hai să vedem. Bam, bam.
Deci începem cu... asta e cu Silver Sword și Steel Sword numai. Filin Sword. Nu e mai bună decât a noastră. E de art și alea. Un pic mai mult, dar în rest e pișat în freză. Și Silver Sword-ul? La fel, e slab. Nici nu le fac. Nu le mai fac, că sunt groaznice. So long. Sunt groaznice. Dar vreau să mă duc la... La 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 la, la ce trebuie, trebuia să mă duc? La ăsta de aici, nu? Cred că la ăsta, da, ăsta de aici. Mă duc să-mi fac buții înapoi, bă, că nu știu ce am făcut cu ei. I-am vândut. Oricum jucăm pe medium și nu ne trebuie cel mai bun set de armură, să zic așa, din joc. Oricum îl avem pe cel mai bun, dar să găsim mai buni prin Usant, probabil. Pentru că acolo o să fie bestie de level 50-60, cine știe ce level o să fie, habar n-am. Ok, și vreau să-mi faci așa, chiar ia destul mult să văd cu cât e mai bună asta de 34 Mastercraft Felin Boots. Fac power plus 10. S-ar merita să facă asta. Faci și măcar setul de armuri și de astea. Deci hai să vedem. Ne trebuie superior și pentru a face superior ne trebuie normalul Felin Boots. O dată, fac. Acum superiorul. Mai ne trebuie în 5. Și cred că alea din 5 eu nu le am. O să vezi. Ia. În 5 ursin, wolf și griffin. Nu am în 5-ul. De felinis. Nu am din păcate. ...45 rezistent și atac power plus 20. Nu e mai bună oricum decât a noastră, dar arăta mișto parcă. N-am în 5-ul la naiba. Bine, aș face asta la 30. Sau asta o avem deja. O să ne rupă aia care am făcut-o noi. Uite, aș face asta, că e bună. Care e bună asta, rupe. 37 n-a rupe. Order Flaming. Hai să facem setul ăsta să vedem dacă avem ingrediente la toate. Așa, înțeles. Tracer. 37. Super, cum bă, eu nu am alea? Nu cred. Order, mamă, nu am ăla, nu-mi vine să cred că nu l-am. Pula mea, nu l-am. Imposibil. Deci am avut Order of the Flaming Rose armura, am avut alea și cum n-am căcați ăștia de treasure? Gauntless. Cred că le-am și făcut astea, Gauntless-ul. Materia... Nici buțe nu iau. Interesant. Interesant. Facem combinație, fie antene. Facem combinație.
Bine, oricum eu aveam setul ăsta. Așa, bă, aveam setul ăsta ce n-am făcut. Oferesc el. Nu știu ce am făcut cu... Dar nu știu, mi s-o... Ori le-am vândut-o, nu pot să-mi dau seama ce am făcut cu celălalt de jur. Ia cum arată ăsta, arată mișto. Hai să lăsăm așa. De să fac și niște... porcării pe aici, că... Nu știu ce am făcut cu seturile mele, le-am vândut, nu pot să-mi dau seama. Super ciudat, să-mi fac un alt set. Șmecher. Mă ia cu durerea de cap îndată, să moare Cibelan. Boots. Dă să-mi fac niște boots puternici. Nu contează ce. 39 offeri. Uite că aveam aici ce buțe. Boots. Și mai gauntless. Offeri. Uite aici că aveam și asta mâncată și curată. Take care. Așa, în pana mea și să-mi pun setul la bombardier acum. Așa. O dată. Ăsta-i. Ăsta-i. Și nu am boots, treijer, ce nu am acum, am mâncața și curata, ce nu mai am? Am treijer buni, nu? Da, treijeri. Geralt! Needs. Deci nu, nu-i fac pe ăștia să moară Gibran. Dar uite că i-am. Take care. Așa, parcă arăt și eu a șmecher. Mamă, ce frumos bug, nu se mai văd mânurile. Și tu. Da, prieten, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați acolo un like, un subscribe. Și iar în episodul următor o să ne ocupăm de OpenSSM. Bă, fratele, respect.